frumos pentru prezentare cu trei. În primul rând, aș vrea să văd câți dintre voi doresc să schimbe un obicei negativ din viața lor sau doresc să-și implementeze un obicei nou care să-i ajute să obțină rezultate foarte bune pentru viitor. Super! Dar dacă nu sunt singur pe lumea asta. Acum, aș avea o rugăminte să vă gândiți la un obicei, în toate acele obiceiuri pe care ați dori să le implementați, și să îl notați pe un post-it, în 3-4 cuvinte. Acel obicei care credeți că pe plan îndepărtat o să vă aducă cele mai mari beneficii. Ok? Ați scris? Foarte bine, păstrați acest post-it sau să-l folosim mai târziu. În urmă cu 2 ani de zile am avut o revelație. Și anume, am conștientizat faptul că în fiecare zi de dimineață, când mă trezeam, până în seara, nu făceam nimic altceva decât o serie de, să aplic o serie de obiceiuri și de automatisme pe care le-am obținut de-a lungul timpului din copilărie. Și cum spunea Einstein, este o nebunie curată să crezi că poți să faci aceleași lucruri în fiecare zi și să obții rezultate diferite. Așa că am început să studiez totul ce ține de domeniul stabilirii de obiceiurilor noi, implementării de obiceiurilor noi. În felul acesta am citit foarte multe studii. Sunt studii care spun că putem să implementăm un obicei nou în 14 zile, în 21 de zile, în 30 de zile, în 66 de zile, în jumătate de an. Există foarte multe studii pe acest domeniu, dar ce am descoperit și ce am extras din toată informația pe care am studiat-o, au fost trei ingrediente magice, cu ajutorul cărora am reușit să-mi implementez în viața mea 9 obiceiuri noi și să scap de 5 obiceiuri proaste. Aceste trei ingrediente magice sunt sigur că o să vă ajute și pe voi. Și de aceea am venit în această seară aici să ne împărtășesc. Care sunt aceste ingrediente? Înainte de toate, v-aș spune așa, ce am schimbat în viața mea. Am reușit în ultimele 10 luni să fac exerciții fizice, adică gimnastică, în fiecare dimineață. Am reușit să mă trezesc cel târziu la ora 7, în fiecare dimineață. Am reușit să alerg fiecare săptămână, de 2 ori pe săptămână. Am să fie 300 de kilograme și multe, multe altele. Dar nu am timp să vă spun de toate chestiile acestea, dar vreau să vă spun că funcționează. Aceste trei ingrediente funcționează foarte bine. Și primul ingredient este identificarea motivației. Și este foarte, foarte important, înainte să ne stabilim un obiectiv, să identificăm care este motivația noastră interioară, ce ne determină pe noi să facem acea schimbare. S-au făcut niște studii și s-a constatat că peste 60% din populația este motivată preponderent de evitarea durerii, adică de o motivație tip pedeapsă. Celelalte 40% din populația lumii este motivată preponderent de obținerea de bucurie, adică de recompensă. De aceea este foarte, foarte important în momentul în care vrem să stabilim un obicei, în prima fază să ne punem două întrebări. Întrebarea 1, de ce da? Întrebarea 2, de ce nu? Adică, de ce da? De ce doresc eu să fac această schimbare? Ce mi-aduce? Care sunt beneficiile care o să le obțin în urma acestei schimbări? Și, de ce nu? Ce o să pierd dacă nu o să fac această schimbare? Dacă nu o să reușesc să implementez acest obicei? Acum aș vrea să vă rog să vă scrieți pe acel post aceste două întrebări. De ce da și de ce nu? Și să mergeți acasă și să vă răspundeți la aceste întrebări în scris de minim 10 ori. Din ce cauză? Din cauza că adevărata motivație
este ascunsă undeva în sufletul nostru adânc. Motivația aia autentică, motivația intrinsecă. Acest motiv trebuie să ne punem de mai multe ori întrebarea pentru a reuși să ajungem acolo, în interiorul nostru, și să scoatem acele răspunsuri adevărate. Acele răspunsuri care o să ne dea voința să reușim să implementăm acel obicei. Și vă asigur, dacă faceți acest lucru, puteți să considerați că pe jumătate ați implementat acest obicei. Și celelalte două ingrediente magice care sunt, care garantat o să vă aducă orice obicei implementat în viața voastră, o să fie povestite data viitoare. De aceea vă recomand de tot sufletul. Nu ratați următoarea speaker.